pastila de fizică. Temperatura corpurilor. Percepem unele corpuri calde, pe altele le percepem reci. Nu putem spune cu exactitate cât de calde sau cât de reci sunt corpurile doar cu ajutorul simțurilor noastre. Între două corpuri aflate în contact termic, are loc un transfer de energie, până când cele două corpuri ajung în echilibru termic, adică la aceeași temperatură. Temperatura este mărimea fizică care caracterizează starea de încălzire a unui corp. În sistemul internațional de unități, temperatura se măsoară în grade Kelvin, dar în viața cotidiană folosim mai degrabă gradul Celsius sau Fahrenheit. Putem transforma temperatura din grade Celsius în Kelvin sau din Celsius în Fahrenheit conform formulelor. Putem măsura temperatura cu un termometru cu mercur, termometru digital, termometru de cameră, termometru de laborator. Pentru amestecul de apă cu gheață, termometrul indică 0 grade Celsius. Pentru apa care fierbe indică 100 de grade Celsius. Intervalul de la 0 grade la 100 de grade se împarte în 100 de părți egale. Starea de încălzire a unui corp se descrie cu ajutorul temperaturii. Temperatura caracterizează echilibrul termic. Temperatura se măsoară în Kelvin, Celsius sau Fahrenheit. Instrumentul de măsură al temperaturii este termometrul.